Pace Domnului, dragii mei frați, aș vrea ca să intervin din nou cu o altă descoperire care mi-a dat-o Dumnezeu azi noapte în somn, după mesajul care l-am dat și vedenia și descoperirea care am avut-o ieri, și aș vrea să o spun cu toată inima pentru oricine ascultă și să fie foarte atent, că eu am rămas uimită, am văzut o lumină așa de mare și corpul meu se vârculea în pat, așa, capul și corpul, în stânga și în dreapta, la 3 dimineața. Și am văzut în vedenie, în somn, așa, o lumină de nu puteam vedea în fața mea, dar o lumină ca lumina soarelui. Și spunea așa, în legătură cu vaccinul, știam că zice, vai de cei, vai de cei care au făcut vaccinul, vai de cei care învață pe alții după ce că fac ei, de genul. Spunea așa, vai de cei care nu spun ca să nu-l facă. Deci am rămas așa, m-am trezit, Doamne, și m-am pus și m-am rugat la 3 și la Domnul i-a plăcut foarte mult. Rugați-vă și nu faceți vaccinul, vorbesc în modul foarte serios, n-am niciun interes. Eu mi-am făcut partea pentru că vocea aia mi-a spus în somn așa, în lumina aia mare, vai de cei care nu spun, vă rog în numele lui Iisus să nu faceți. Eu n-am să fiu în ziua cea mare, eu am făcut tot ce am putut și am spus. Cât despre fratele onești, îi mulțumesc în numele lui Iisus că există oameni care se teme de Dumnezeu și mulțumesc la Dumnezeu că există oameni care se gândește la cuvântul care Dumnezeu îl spune. Domnul să te binecuvinteze, dragă frate, dragă soră care asculți mesajul, și să fii foarte atent. Cei care am rămas strecurați printre degete în mâna lui Dumnezeu, să nu cazi. Nu cădea, nu cădea, te rog. Adu-ți aminte atunci când te va închide, să știi că ne va închide, că mi-a arătat clar Dumnezeu că voi fi închisă din cauza asta. Mă va lua de lângă soțul meu, mă va lua din casa mea, mă va lua din serviciul meu. Mă va lua totul din fața mea și mi-a arătat că voi fi închisă în celulă. Aia te așteaptă, să știi. Mă va lua de lângă copilul meu, care e unicul meu copil și iubesc ca lumina ochilor mei. Dar vai de mine să nu spun. Am spus ce mi-a dat Dumnezeu și lumina aia mare care am văzut-o în somn. Dumnezeu să te binecuvinteze. Acolo să-ți aduce aminte când îți va zice și te va chinui. Vai de cei care au făcut vaccinul, să-ți aduce aminte să nu-l faci. Dumnezeu să te binecuvânteze. Pacea Domnului, iubiți frați, mă numesc Iosif Homoșdean, locuiesc în Răchita, județul Timiș, sunt slujitor al Domnului în calitate de diacon și Dumnezeu m-a chemat la slujirea aceasta și vreau să fac ca înaintea Lui. Aș vrea să transmit un vis care Dumnezeu mi l-a dat acum aproximativ 15 ani. Mai precis, se făcea imediat după ce a murit tatăl a fratelui păstor, a fratelui prezbiter din biserica unde sunt. Se făcea visul acesta că eram într-o clădire foarte mare. A apărut fratele Ioan, așa se numește tata păstorului, care de fapt el a murit cu ceva timp înainte. Și se făcea acolo, în acea clădire, că era îmbrăcat în alb și s-a așezat pe un scaun. Și mi-a zis, frate Iosif, eu am mâncat o mâncare foarte grea, dar ce vă așteaptă pe voi mult mai greu. Și atunci eu m-am gândit că știam că el a suferit de cancer la plămâni și el era cuptorul care o trecut prin el și se vedea în același timp, era și într-un cuptor unde ardea. Și atunci eram așa îngândurat, ce mâncare avea să pregătească pentru noi. Și atunci, așa cum erau peretele foarte lung la clădirea aceea, era o sticlă cât era peretele, acces să se vadă dincolo, era o altă cameră foarte mare. Și eu vedeam acolo bărbați, femei îmbrăcate în alb, eu am crezut că sunt bucătari prima dată, dar când întorcând capul în spate, am văzut că erau oameni la ușă care erau speriați, nu știau ce se întâmplă. Și atunci m-am dus acolo să văd de la fereastră, să văd ce îi, și de fapt nu erau bucătari, cum am crezut eu, și erau foarte mulți medici, asistente, și am văzut că erau foarte multe lăzi de vaccin și mă gândeam, de unde atâtea lăzi de vaccin, că le duceau de afară, le băgau în camera alăturată. Și atunci am ieșit afară din acea clădire și atunci am văzut foarte mult popor. Mi se făcea de cunoscut în vis că erau și credincioși și necredincioși. Era foarte mult popor. Și înaintea poporului erau 3 persoane foarte autoritare. Lângă acele 3 persoane erau 3 soldați și 2 femei. Și m-au chemat acolo la ei și înaintea lor era pus pe 3 suporturi, 3 icoane. Și mi-au zis să mă închin înaintea lor și eu am spus că este scris să nu te închini decât lui Dumnezeu. Și atunci au poruncit că dacă nu vreau să mă închin înaintea icoanelor, să mă duc să-mi facă vaccinul. Erau 2 femei care vaccinau.
Și eu n-am vrut să fac nici lucrul acesta. Și atunci au poruncit celor trei soldați să mă puște. Și auzam bătăile de la pușcă și așteptam să pic jos. Dar când am văzut că nu pic jos, m-am întors cu fața spre popor și strigam tare să nu vă vaccinați. Și cum mă duceam către popor, erau foarte mulți oameni care s-au vaccinat și de-abia treceam printre ei să nu calc pe ei. Erau schiloziți, alții erau morți. Și eu strigam să nu vă vaccinați. Și după aceea am văzut, a venit o persoană, a pus o mantaua, credeam eu că era ca de aur, și mi-au spus de aici n-au ce să mai facă, că ați biruit. Acesta a fost visul și am dorit să-l împărtășesc fraților, copiilor lui Dumnezeu și zic ca Domnul să dea multă înțelepciune în privința aceasta. Amin. Pacea Domnului Iisus Hristos, frați și surori, aș vrea și eu să vă spun ce mi-a arătat Domnul cu privință la aceste vaccinuri. Într-o seară, acum în luna ianuarie 2022, rugându-mă înainte să mă culc, în gândul meu am întrebat pe Domnul ce să fie și cu aceste vaccinuri. Și în noaptea aceea Domnul mi-a arătat așa, că eram cu sora mea care avea un singur vaccin și comunicând cu ea am înțeles că puteam să vorbesc, adică mai avea gândire, mai avea cu cine sta să vorbești. Apoi m-am văzut de parcă eram cu copiii mei și trebuia să ne ascundem ca să nu fim vaccinați. Atunci am văzut pe un om îmbrăcat în negru și un drum plin cu oameni care erau puși culcați câte doi pereche la pământ și acei oameni cum s-ar juca două pisici sau două lei, adică două animale, așa se jucau ei mușcându-se unii pe alții, unul cu altul. Apoi, ceea ce am înțeles, ceea ce Domnul mi-a dat să înțeleg, că acest vaccin, cine va fi vaccinat cu un singur vaccin, va mai gândi, adică va avea gândire. Dar cine va fi vaccinat cu două sau mai multe vaccinuri, vor fi complet, absolut, absolut, fără nicio gândire. Și vreau să atunci să ne punem întrebarea, frați și surori, dacă nu vom avea nicio gândire, ce vom fi atunci? Precum spunea Apostolul Pavel, că noi suntem templul Duhului Sfânt, trupul nostru este templul Duhului Sfânt și dacă el va fi distrus, ce se va întâmpla cu noi? Asta mi-a arătat Domnul și asta vă spun și vouă, că oamenii nu vor mai avea gândire dacă vor avea aceste vaccinuri. Să ne păzească Domnul. Am avut un vis foarte interesant. De altfel, am mereu vise din partea Domnului și cred că ăsta e darul meu de la Dumnezeu. Se făcea că sunt într-o clădire foarte înaltă, deci erau multe, multe blocuri, așa, clădiri înalte, blocuri, dar, cum să spun, parcă toate erau așa dărăpânate, nu era deloc ordine, iar pe stradă nu era nimeni. Intrasem în clădirea aia să mă ascund, pentru că eram urmărită de trei oameni în negru, cum le zice la polițiștii aia mascați așa. Ăștia trei oameni, doi erau bărbați și una era o femeie. Și mă urmăreau și fugeam. Fugeam pe la toate etajele, încercam să mă ascund. Sărisem și dintr-un bloc în altul, că ele cum erau în ruină și erau așa pe mormane. De multe ori am reușit să sar dintr-un în altul și să reușesc să mă ascund, dar nu reușeam. Eram la nivele așa, cum să vă spun, cam blocurile trebuiau să fie de 10 etaje, dar cum erau toate dărăpânate, parcă erau mai mult într-un ghetou. Și fugeam printre etaje și la fiecare etaj ar fi fost așa cum sunt saloanele alea mari de spital sau chiar halele mari de uzine de pe vremuri. Dar erau numai paturi de spital albe din metal, cum era pe vremea lui Ceaușescu, și în ele erau plini de oameni, dar care nu mai erau oameni. Erau toți parcă zombificați, parcă nu mai erau niciunul normal. Și toți întindeau mâinile și parcă vreau să mă prindă sau să-mi ceară ajutorul, nu știu. Și eu fugeam ca o disperată printre paturi să ajung să scap, să mă ascund de aia trei care mă tot urmăreau. Atât de mult am fugit. Eram epuizată, nu mai puteam și când mă pregăteam să sar iară dintr-un bloc, ăia trei m-au prins și parcă așa resemnată, că am zis, oricum nu știam unde să mă mai ascund și unde să mai fug. Când m-au prins ăia trei, doi bărbați, ăia doi, m-au luat fiecare de câte un braț așa de sub braț, cu forța și m-au coborât pe scări în jos, în fața blocurilor alea, care era așa ca o curte, așa zisă curte, că nu știu, un loc ușor acolo așa, unde parcă nu erau atâta molos din ăla de la blocuri. Și m-au pus pe scaunul ăla, era un scaun din lemn cu, cum se spune, mânere din alea, parcă
să-ți pui așa coatele pe ele și pe mine de mânerele alea m-au legat cu ceva bandă așa de plastic, m-au legat mâinile de scaunul ăla și femeia mă ținea ea era în spatele meu și mă ținea așa cu forța să stau pe scaun. În momentul în care unul din ei, ăla care era în stânga mea, o adus injecția, să-mi bage injecția aia în mână, o voce îmi spune așa: dar de ce nu lupți? Rezistă, ai forță, luptă și o să te eliberezi. Și atunci parcă așa am smuls lemnele alea de la scaun și am dat cu mâinile și într-o parte și în alta și pe toți trei am pus la pământ. Am uitat să spun, în timpul în care mi-a zis că pot să mă eliberez, o zis dacă accepti să renunți așa, să te lasă, să te înțepe, e un gaz care îți merge la inimă și sigur vei muri. Dar dacă lupți, sigur vei avea forță să reușești să scapi. Și am luptat, cum v-am spus, și cum am dat așa cu mâinile și cu bucățele alea de lemn, eu i-am țipat jos. Și am fugit, iar am început să fug și fugeam, cu toate că am fost foarte obosită, am reușit să scap. Nu știu unde am ajuns, că m-am trezit, dar asta era un vis care eu l-am avut cu 3 ani înainte ca să înceapă nebunia din 2020. Deci, în momentul ăla când eu m-am trezit, eu totdeauna scriu visele, pentru că am avut multe vise din partea Domnului care m-au anunțat și pentru mine și pentru alții, să-i anunț că ce să se aștepte sau ce trebuie să schimbe. Și în momentul în care am avut visul ăla, l-am scris imediat și apoi l-am spus la toți apropiații mei, ceva zic, nu e în regulă, nu știu ce o să fie, pentru că eu nu înțeleg deloc ce e cu visul ăsta cu o injecție și că toți oamenii zombificați. Și am așteptat, dar n-am așteptat mult, că apoi singur am înțeles ce s-a întâmplat, ce injecția asta. Asta e vaccinul de acum. De ce credeți că cu forța au vrut să mă iei? Și în visul meu eram singură, dar normal că suntem mulți, fiecare suntem singuri, ducem lupta noastră singuri. Dar uitați, așa am scăpat eu, deci oricum vă dați seama că sunt mai mult decât 100% convinsă că Dumnezeu mi-a spus că asta e un vaccin care ne omoară. Și nu că ne omoară pe noi, că unde eu spus că merge la inimă, că e gaz și merge la inimă. Păi inima noastră e de la Dumnezeu, deci dar ori o ții pentru Dumnezeu, ori te lași, că și am pierdut speranța, n-am crezut că mai pot să lupt, eram epuizată. Dar și așa epuizată cum am fost, totuși, parcă vreau să mă mai lupt, dar nu mai puteam. Dar Dumnezeu când mi-a spus că pot, chiar am putut. Așa că, fraților, toți care ascultați acest îndemn din partea mea, eu nu sunt, nici nu spun cine sunt, că sunt cea mai neînsemnată dintre noi toți. Dar Dumnezeu mă iubește, mi-a vorbit din copilărie, că mă iubește și că m-a ales din pântecele mamei, deci sunt convinsă că a fost de la Dumnezeu. Atâta vă pot spune. Dacă ați rezistat până acum, rezistați. Pentru că sigur Dumnezeu vă va găsi o cale și vouă, la fiecare, ne găsește la fiecare. Și știți cum se mai și spune, toți somn moarte suntem datori. De ce să murim și să ne vindem sufletul înainte, când totuși vom muri odată? Că dacă Dumnezeu vrea să ne scape de un chin, El ne va scăpa oricum. Așa că vă îmbrățișez pe toți și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne poarte de grijă la toți și să ne întâlnim cu toți acolo sus în veșnicie, la dreapta Tatălui Ceresc, împreună cu Domnul Iisus. Amin. Unul dintre vise despre pandemie. Eu atunci eram în Austria, lucram la hotel Ein Horka și cameristă și într-o noapte am avut un vis. Se făcea că pe un peron erau multe, cum să spun eu, ca un fel de cum să explic eu, cum se fac acum carantinele astea. Dar nu era nimeni acolo și era în toate țările. Și în dreptul la Austria, sus, erau doi bărbați și scria ceva. Domnul nu mi-a dat voie să văd, dar în dreptul la Austria scria cineva ceva sus cu negru, nu știu ce vrea să spună. Visul acesta l-am avut, m-am trezit a doua zi și m-am dus la serviciu normal și n-am înțeles visul, pentru că n-am luat în seamă. După 2 zile să aflu că hai să bagă în carantină. Și apoi Domnul, în marea sa bunătate, m-a luminat și mi-a adus aminte de vis. Toată pandemia este un fals, totul este plănuit de cei din frunte ca să manipuleze populația. Asta este intenția, ca să îi facă pe oameni să creadă în așa zisă pandemie, dar nu este nicio pandemie. Și acum cu vaccinul, tot în Austria eram, am visat că cineva spunea în felul următor: peste o săptămână vom introduce chipul. Și știind că în Sfântul Cuvânt spune așa,
În calendarul evreiesc, o săptămână este egal cu un an. O săptămână în calendarul evreiesc este egal cu un an. Domnul Marea Sa Bunătate mi-a dat un gram de înțelepciune de la el să înțeleg și exact cum a spus că în anul 2021 se va implementa astea, așa s-a întâmplat. Și domnul pe mine m-a scos cu braț puternic din Austria. Eu am vrut să rămân în Austria, am vrut să-mi fac viața acolo, dar domnul a vorbit prin robii săi și a spus că te voi scoate din Austria cu braț puternic și voi rupe orice legătură cu cei din afară. Și asta a înfăptuit lucrarea lui Dumnezeu. Mai am avut un vis acum, nu știu să numim, câteva luni în urmă. Am văzut de două ori cetatea lui Dumnezeu coborându-se pe pământ. Am văzut cetatea de la depărtare. În curând va veni răpirea. Nu știu data, ora, nu știu. Dar Domnul spune să veghem, că în orice clipă poate să vină. Și ferici de cel care va veghea, că atunci va avea parte de răpire cu Domnul. Deja lepădarea de credință a și început prin faptul că mulți au acceptat vaccinul. Că prin cuvânt spune clar, oricine nu acceptă semnul fiare nu mai poate să cumpere, nu mai poate să vândă, nu mai poate să facă nimic și automat chipul. Și așa s-a implantat anumite chipuri în aceste vaccinuri, pentru că vor să modifice genetic corpul uman și vor să aibă controlul asupra omului, să-i controleze. Noi suntem templul lui Dumnezeu și dacă noi dăm voie lui Satan, automat Satan are control asupra noastră și noi atunci pierdem legătura cu Dumnezeu. Deci oricine acceptă vaccinul este pierdut pentru întotdeauna și nu mai poate să fie cu Dumnezeu. Practic se leapădă și se vinde celui rău. Așa, mai avut în legătură cu visul cu acel om când a spus că peste o săptămână se va introduce acel chip. E vorba, frate, că am văzut în vis când oamenii trăgeau de un bărbat care vrea să-l vaccineze. Acel om zicea, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Și am văzut cum băga siringi în oameni, obligatoriu și forțat. Îi forța pe oameni și l-a scos pe acel bărbat, l-a tras din sală, el țipa, nu vreau, nu vreau, și îl trăgea și îl trăgea. Asta am vrut să mai aduc în discuție. Și am mai avut încă un vis, spunea despre România. A ridicat o plancardă cu scrisul curcubeului, spunea, pericol peste România. Și apoi o voce a spus, mai este puțin și vine. Atât a fost.